Bună seara și bine ne-am reîntâlnit, dragii noștri urmăritori ai canalului de YouTube RXF și iubitori ai sportului, într-o ediție frumoasă a emisiunii Fight Club, așa cum v-am obișnuit. Amintesc sponsorul principal Las Vegas și îl prezint, ca de fiecare dată în cadrul emisiunii, pe unicul, inconfundabilul și preamăritul meu coleg Ionuț Atodiresei. Bun găsit tuturor, avem un meci tare între doi participanți. Doar un meci? Noi avem pe toate imediat, tari, hai să lăsăm o dar invitații luptă în gala RXF 45. Îl voi prezenta eu pe primul invitat. Te rog. Doamnelor și domnilor, în colțul albastru, Cornel Păsat. Bună seara, Cornel, bine ai venit. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. Bună seara și bine ai venit în premieră la Fight Club. Ne bucurăm de prezențele voastre și că anunțăm nu numai la conferința de presă, dar și în cadrul emisiunii acest meci pe care îl așteaptă cei care ne urmăresc activitatea în mediul online. Mă bucur și noi așteptăm la altă. Eu cel puțin cu mare interes și emoții, de ce să nu spunem. Felicitări pentru decizia ta, Cornel, de a intra în cușca RXF și de a-ți manifesta adrenalina acolo, avizat în aceste gale bine organizate. Și pentru că l-am prezentat pe Cornel Păsat, trebuie să prezentăm și al său adversar. Ne-am bucurat de prezența lui în calitate de invitat la gala cu numărul 44, unde ne-a acordat și un interviu, atât mie cât și colegului meu Ștefan Ciuculescu, prezentatorul RXF Talk. Și în această seară este prezent, îl cunoașteți foarte bine, nu numai din emisiunile de televiziune, dar și pentru că are o titulatură frumoasă și este vorba de Vladimir Drăghia. Bună seara și bine ai venit! Sărmână, salut! Salut! Cam scurt așa salut, fii? Salut! Aveți mă bat! Nu azi, noi ăsta cu bătaia nu suntem buni cu vorbele. N-ați venit să vă împrieteniți. Am eu o povestire drăguță, dacă tot vrei să vorbim. Când noi, de fapt, ne-am întâlnit pentru prima dată la conferința de presă. Pentru prima dată. Nu ne cunoscuserăm, okay. Nu? Și l-am văzut în public acolo, mă duc spre el, salut, salut. Era soția lângă el și copilul, erau împreună și l-am nu mai știu. M-am pus lângă el să văd ce înălțime are, că m-a interesat. Din astea de luptă, știi? Da. Să mă uit să văd cât de mare e. Și îmi zice: "Da, copilul tău când e născut?" Eu zic: "Păi, acum s-a avut și unde ați născut?" Bă, frate, unde am venit să ne batem? Nu se vorbim de maternități. Unde ați născut? Nu știu, într-o maternitate. O mi-era pe super prietenie așa. Păi da, dar știi care era faza? Că, aveam impresia că era foarte, foarte posibil să fi născut-o la Giulești. Și zic, bă, cum de ne-am intersectat acolo? Știi că la două zile diferență era foarte posibil să ne vedem acolo, știi? Da, noi ne pregăteam pentru gala și vorbeam deja de maternități. Nu știu seama că asta, pe mine unul, cam asta mi-a ocupat 80% de zi, copilul. L-am dorit foarte mult, a venit foarte greu și sunt tot timpul e cu mine. Adică cât timp vedem că l-ai și astăzi în această seară la emisiune cu culise cu copiii mei. La gala nu vine, nu? La gala nu. Minorii nu sunt. Defectul ăsta părintești, adică nu mai pot să spui profesional. Puteți doar să-i luați Vladimir în cazul în care vor să stea în culise, să vrească la TV. Eu doar dacă o las să se uite, dacă nu, să mă facă nu. Așa că mai bine să-i dă părerea. Înregistrează peste ce bani. Da, nu cred că nici Drias nu este pregătit, deși se uită la supereroi tot timpul, îi plac luptele de tot felul, are toate săbile, toate pistoalele și a pus mănușile de box în picioare, ca să înțelegeți, deci stilul lui. Și îi plac sporturile de contact, deși el face gimnastică, dar nu cred că sunt de acord să vadă un meci la nivelul ăsta. Și mai ales cu live. Mai ales live, nici măcar în direct, pentru că cred că este mult prea fragil așa și riscăm să-i creăm niște traume și nu cred că cum a venit dorința asta de a intra în cușcă și cum a venit propunerea? A venit ca o, să spunem, o dorință ascunsă a mea, undeva înăuntru, de care nu eram conștient. Eu, sincer, îmi doream foarte tare. Să facem paranteză, tu ai mai participat la un reality show de genul fix, foarte mulți 22 de ani, la, în 2005, la Stele Verzi. La Stele Verzi, atunci am câștigat meciul cu George Vintilă. Tot așa trebuia să bată cu Andrei de la Negru. De fapt, George Vintilă s-a accidentat la mână și a anulat meciul cu Andrei de la Negru. Și după aia, când și-a revenit, m-a provocat pe mine. Eu eram fix înainte de Sala Palatului. Aveam o săptămână și făceam Sala Palatului pentru prima oară în viața mea cu Flamingo Boys și era foarte dificil pentru mine, pentru că îți dai seama, Sala Palatului și să arăți și bine pe spectacol, să riști un meci de genul ăsta, nu prea se pupau. Da. Dar am acceptat provocarea pentru că mi-a plăcut și niciodată n-am dat înapoi în fața unei lupte și nici nu-mi place să dau înapoi. Aia e, vii, pătaie, ce-asum,
dar nu ești vaj, nu ești, cum spunea prietenul meu cu ghilimele de rigoare, cerebel, nu ești fătălău. Și da, a venit ca o dorință ascunsă a mea sau, nu știu, probabil divinitatea a lucrat așa. Eu mi l-am dorit foarte tare pe cerebel în cușcă și mi-l doresc acum. L-ai cerut pe cerebel? L-am cerut pe cerebel. Cei de la RXF? Nu l-am cerut în momentul ăla, pentru că a venit direct propunerea cu Vladimir. Dar eu, sincer, nu tream gândurile astea și am spus-o și într-o emisiune a lui Brancu că l-aștept pe cerebel să vedem care e bărbat și care e fătălău. În ring să luptăm sportiv, deci, eu bărbat, cu să tine ce și vorba. Cu cerebel și cu încă trei fete, Simona, Silvia de la Vegas, Yasmin Beridensa și Ramona Gabor. Ramona Gabor, exact. Am fost în aceeași echipă la Rătăciți în Panama, la un primul reality show de supraviețuire din România, cred că prin 2009. Da. Și de atunci a fost și voi v-ați certat. M-am certat, m-am jurat că s-au băgat de trei ori între timp. Vladimir, ascultați-mă puțin, nu m-a înjurat nimeni și încă că ați auzit atâtea înjurături vreodată din gura unui personaj, că nu pot să-i spun om, atât de vulgare și atât de frecvente, cât am auzit în cele două săptămâni cât a stat. Eu eram un fel de arbitru între acum, ei. Hai să el pe, era mediator. Pe, probabil că o făcea pentru imagine, probabil că, dar oricum se denigra și pe el mă denigra și pe noi că te trage în noroi, trebuie să te lupți în noroi, da. Seama. Au avut înjurăturile? Da, a fost foarte rău. Ideea e, să zic, eu cu el mă cunosc tot dintr-o emisiune la care, nu atât de veche, dar cred că au trecut vreo 7-8 ani. Am fost în echipă cu el. Mai mult de atât, eu chiar am câștigat emisiunea respectivă. Și eu am fost cu voi în emisiunea aia. Da? Nu mai țin minte. Asta că e și mai repede, nu? Am ieșit mai repede, așa. Am fost okay. Cu voi. Păi, m-am înțeles bine cu el. Adică n-am prins nicio ieșire în asta în decor a lui, nu știu, ori s-o fi schimbat el. Era mai timp, matur un pic. Da, poate, era posibil, mai matur. Era mai matur. Acum am văzut ultima lui apariție, vorbim prea mult despre el și dăm prea multă importanță totuși. Tu l-ai adus în discuție. Da, ok, și eu o duc până la capăt. Că-și dorește să se lupte, de aici, nu? Faza e întâlnător, l-am văzut și în Survivor acum. Pe primul parcurs s-a abținut foarte mult la bădărărizmele tipice ale lui. Iar pe final a început să-și dea iarăși în petec, să-și arate caracterul care cu greu și îl poate ascunde. Credem că îl cunosc foarte bine, am stat, l-am suportat foarte mult timp. Omul minte și în ziua de față a spus într-o publicație a noastră că el nu s-a pus în genunchi în fața mea și a lui Ionuț și în special în fața mea, pentru că așa s-a exprimat el, în special ție și retare Cornel, echipei, dar în special ție Cornel, pentru tot ce am făcut aici și bla bla bla. Și a spus că eu sunt mincinos și că sunt fătălău. Și eu am zis, bă frate, dacă eu sunt mincinos, uite video, o să vi-l aduc și vouă dacă vreți să-l vedeți, în care el se pune în genunchi și își cere iertare și spune cuvintele pe care le-am spus. Am să pun și pe TikTok și pe YouTube și peste tot, ca să vadă toată lumea că cine minte și cine spune adevărul, pentru că cerebel, cum spune și Vladimir aici, pinsă-l, crezi pe cerebel, pentru că cerebel e foarte bun de gură, dar în schimb, sub, de desubt, știi cum e, afară e Bob Sigardul, înăuntru leopardul. Este unul din motivele, Cornel, pentru care ți-ai dorit să-l aduci în cușcă și să aveți un meci de luptă avizat? În primul rând pentru că m-a făcut fătălău și vreau să-i demonstrez fizic că el e fătălău și n-are curaj să vină la o luptă cu mine. Nu are curaj, adică, bă frate, nu știu dacă o să câștig sau o să pierd, dar am curaj să urc în ring, să vedem ce se întâmplă. Asta e, ești bărbat, te duci, te rupți. Și planul e sport de ești fătălău, te duci acasă. Și nu mă lupt, domnule, că mi-e frică de Vladimir, mi-e frică de păsat, că stau acasă, mă duc, știi. Am uitat că am zis că e fătălău. Vladimir, la tine cum a venit propunerea? Când ai auzit că vei lupta cu Cornel Păsat, că bănuiesc că propunerea a venit și cu adversarul. Nu, la mine a venit prima dată propunerea și după aia adversarul. Am fost întrebat dacă vreau să lupt. Am fost întrebat, de fapt, cu o gală precedentă. Pentru o gală precedentă, nu mai știu de ce, cred că ne-am înțeles la bani, ca să fiu full disclosure, așa. După care a venit propunerea asta, și după ce am fost fizic la gală și am văzut despre ce este vorba. În gala 44, da. Când mi-a luat interviul ăla, mi-a plăcut foarte mult ce s-a întâmplat în gală, m-a prins așa și am vrut doar să particip. Dar după la aia a venit cu tine. Parcă n-ai fost foarte decis, zici că da, n-ai refuzat, oricum ai cochetez cu sportul de contact la antrenamente, nu? Da, eu am cunoscut sportul de contact acum ceva vreme, n-am făcut niciodată performanță sau nu m-am dus niciodată, să zicem, un an neîntrerupt. L-am descoperit acum, nu știu, câțiva ani, am fost două luni, după aia pauză încă un an, iar nu, da. Adică n-aș putea să zic că fac de 10 ani, că nu ar fi adevărat, ar fi o prostie. Da, dar contează foarte mult pentru că ai făcut sport
ai niște calități motrice desăvârșite și vei învăța foarte repede un sport nou, chiar dacă ai acum, timp scurt. Acum, că m-am apucat de antrenamente mai serios știind de meciul ăsta, îmi dau seama că mă ajută cumva sportul pe care l-am făcut în tinerețe, copilărie. În primul rând, prin prisma faptului că știu să duc foarte bine efortul și îmi place să mă doar. Adică faptul că fac față durerii, iar în antrenamente, în mare parte, este despre durere, pe mine cred că mă ajută foarte mult. Acum, nu știu, o să vedem. Ideea este că am început antrenamentele, mă antrenez foarte serios și îmi place foarte mult. Și pentru că i-avem invitați pe Cornel și pe Vladimir, mă iertați dacă v-am luat fiecăruia dintre voi o idee, dar vreau să îi informez pe cei care ne urmăresc că această gală în care îi veți putea urmări pe Vladimir și Cornel Păsat va avea loc pe 1 noiembrie 2023 la Sala Polivalentă București, dar această gală va putea fi urmărită doar pe site-ul oficial www.rxf.ro, un sistem pay-per-view, un bilet pe care îl achiziționați de pe site la prețul de doar 10 euro. Până atunci să nu uităm că urmează gala de zile pe 20 august și prima gală cu public din luna decembrie, Next Fighter All Stars. Biletele pentru acea gală în care dumneavoastră veți putea fi alături de noi, stafful RXF, membrii stafului RXF și luptătorii, va avea loc în București la Circul Metropolitan și biletele, după cum am spus, de pe entertix.ro. Mulțumesc! Puteți să dați un stop la acest material, să lăsați un comentariu în rubrica de comentarii cu cine credeți voi că va câștiga această confruntare dintre Cornel Păsat și Vladimir Drăghia și cu cine i-ați mai dori să-i vedeți în cușcă. Chiar că puneți și tu cu cine își doresc cei de acasă, ți-ai mai dori să lupți cu cineva? Să spunem că indiferent dacă pierzi sau câștigi cu Cornel. Eu din fericire nu am nimic de reglat, niciun cont de reglat cu cei cu care am lucrat. Ba da, te certai tu cu Gianni Chiriță, te-ai certat. Cu Gianni Chiriță m-am certat, dar ghiși ce, după aia am venit o mare împăcare și acum suntem prieteni foarte buni, prieteni. Adică l-am chemat la nunta mea, l-am chemat la botezul copilului mai mic. Suntem foarte buni prieteni. Între momentul în care ne-am certat noi și momentul în care ne-am împăcat, el, așa cum ziceam mai devreme, poate e și cazul lui Cerebel, Gianni a crescut foarte mult, s-a maturizat, cred că și el e conștient de lucrul ăsta, mi se pare că a și spus-o. Probabil și eu am trecut prin niște, dar adică acum suntem foarte buni prieteni și dacă stau să mă gândesc, chiar am fost întrebat, cu cine vrem să te lupți? Înainte să fie... Ți s-a propus cu Gianni cumva? Nu, dar Gianni este cu... Pentru că Gianni s-a luptat. Știu. Da, e mai mare. Tu câte kilograme ai? 78. Da. El are vreo 90 și un pic. Ar putea, dar o să ducă. Poate ție că ești obișnuită, toată viața te-ai luptat cu ăștia mari. 12 kilograme? Da, la mine, adică eu simt când fac sparing, de exemplu, cu unul cu 10 kg peste, ce ai, mă? El ce vrei dacă toată viața lui ăsta a fost blestem în viețul lui? Nu-ți găsea meciuri, vorbeam cu el acum mulți ani când eram în Panama amândoi. Bă, frate, nu-mi găsesc meciuri, că ai dracu ăștia din categoria mea, nu vor să bată niciunul. Și trebuie să luăm mereu cu ăștia cu adversari mai înalți. Ceea ce cred că cei de acasă nu prea știu sau mulți dintre ei nu știu, pentru că n-au de unde să știe, e ce înseamnă o diferență, fiindcă nici eu nu știam până să mă lovesc de chestia asta. Ce înseamnă o diferență de 10 kg dintre doi combatanți? E diferență la nivel profesionist și de un kilogram două se simte. Da, da, dar să zicem că poate treci, dar dacă are la cu 10 kg mai tine, mai mult decât tine, te păi te bate ca pe copii, adică nu există fiecare cum se simte de parcă... Nu e doar diferența de greutate și diferența de înălțime și de alonjă. Da, alonjă. Gianni e și mai înalt ca el și are membrele mai lungi. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Vladimir încă nu s-a decis cu cine să mai lupte, dacă este nu cred. Așa și îl întrebăm și pe Cornel. Dar după scurta pauză de publicitate. Bine, Cornel deja ne-a zis. Mai zic o dată, eu să-i zic fix nu ce rebel în față. E mesaj doar pentru el. Pachetul campionilor e aici! Profită de bonusul sport de bun venit și primești până la 900 de lei la primele 3 depuneri. Pariază și trăiește emoția câștigurilor doar pe lasvegas.ro. Next Fighter 8. După discuții aprinse în mediul online, Dustinel îl va întâlni în cușca RXF pe Chedi, care vânează a doua sa victorie în RXF. Cine crezi că o să iasă învingător? Live gratuit pe YouTube-ul RXF de la orele 20.
îți deschidem calea către cele mai faimoase comori ale Olimpului Antic. Îndrăznește să pășești în lumea fascinantă a zeilor cu slotul Gates of Olympus. Zeus îți va fi partener de aventură în căutarea comorilor de pe lasvegas.ro. Intră acum pe lasvegas.ro și alătură-te lui Thor într-o aventură bogată, plină de surprize. Este momentul tău să lupți ca un adevărat zeu pentru a cuceri comorile din joc. Înarmează-te cu mult noroc și începe lupta! RXF Slab 3. Înscrie-te acum pe rxf.ro la RXF Slab 3. Așteptăm cei mai mari și spectaculoși concurenți. Premiul 1, 100.000 de ron. Premiul 2, 50.000 de ron. Premiul special, 15.000 de ron. Fii tu următorul câștigător RXF Slab 3. Bucură-te de o aventură de senzație pe lasvegas.ro și câștigă recompense nebănuite cu slotul Release the Kraken! Joacă acum și descoperă premiile surpriză bine ascunse în cuferele din adâncul oceanului! Haideți să dăm start to câștigurilor pe online și să trăim o experiență vegboană, cap coadă, sus, jos! But, wow, be careful! Am revenit din scurta pauză de publicitate, rămăsesem la subiectul cu Vladimir, în care Ionuț, colegul meu, l-a întrebat despre un adversar, un posibil adversar, ne-a zis că nu ai niciun conflict, dar dacă ai vrea să mai urci în cușcă, nu neapărat cu cineva anume Vladimir. Sincer să fii, mie mi-ar plăcea să fiu suficient de bun încât să-l bat pe el, după aia să mai bat pe cineva de nivel intermediar și după aia să mă bat cum se bate ăștia pentru... Pentru centură. Centură. Eu asta vreau să fac. Frumos și interesant. Tu, Cornel, ne-ai spus. Eu am un mesaj strâns, așa strânge camera pe mine foarte clar, să vadă domnul Cerebel că poate are... Ok. Care e camera mea? Asta? Hai. Ok. Cerebeli, dacă ești bărbat și nu ești fătălău, dacă, bine, mincinos s-a dovedit că ești pentru că nu vrei nici acum să recunoști, deși am dovezi video în care recunoști, care se vede clar că te pui în genunchi și am și un martor aici de față care spune, certifică ceea ce am spus eu, că te-ai pus în genunchi și ce ai cerut scuze întregii echipe și mai ales mie, special mie, că am postat, pentru toate mizerile care le-ai făcut în Panama și peste care am trecut cu vederea, dar anul ăsta te-ai trezit tu să spui că nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat și a fost de fapt televizat. Cu mitocăriile tale care te caracterizează, te aștept în ring să-ți feli onoarea de bărbat și atunci când te joci cuvintele să-ți asumi, să fii ca un bărbat, să ne luptăm, să vezi că eu sunt bărbat și te aștept în ring și tu ești un fătălău care fugi de mine. Te rog eu frumos, fii bărbat, hai să vedem, să ne legăm conturile o dată pentru totdeauna, aici la ring safe. E mai safe așa că pe stradă n-avem voie să ne batem. Eventual să-ți deschid un proces pentru toate mizerile care mi le-ai spus, dar nu cred că s-au prescris deja, în fine. Eu te aștept cu drag. Deci, provocare lansată în cadrul emisiunii Fight Club de către Cornel Păsat pentru Cerebel. Noi, ca și prezentatori, ne dorim să vedem aceste meciuri în cușcă și... Așa, un alt meci care mi l-aș dori, nu știu, nu... Chiar, uite, de exemplu, când a venit propunerea cu Vladimir, mi s-a părut așa o chestie super clean, super... Băi, mă bag cu un om de calitate, un om care a făcut sport, care știe ce era sport. Dar dacă ți s-ar fi propus să te lupți e foarte smart, e pregătit, e... Cu altcineva ai fi acceptat? Cu aproape cu oricine, pentru că acum chiar și dacă ar fi o diferență mare de kilograme, nu cred că ar fi o problemă. Doar dacă, cum a spus și el, ar fi fost o diferență foarte mare în sensul că face de sport ăsta ca și profesionist. Adică nu m-aș bate cu unul ca tine, știu clar că n-am nicio șansă. Dar cu un amator, nu am nicio problemă, că e mai înalt, că e mai scund. Dacă amândoi plecăm din aceeași zonă, e ok. Și eu le reamintesc celor de acasă că în galele RXF, până la momentul de față și conceptul acesta întreg despre gale organizate... Dar m-a ajutat și cu tine să știi, că știu că nu dai tare, că știi că vizează persoane publice, influențe. Dar ar fi o experiență frumoasă, adică să lupți cu un campion și un mare luptător, e o
Ne a jucat noi în Panama la un moment dat și nu știu cum ne-a făcut el un procedeu. Ne-a aterizat cu genunchiul pe coastă și nu cred că am făcut o fisură, dar oricum erai pe aproape să... Da, mușchi, am făcut ceva intercostal, că după intercostal. Aia tot el zicea, băi, poți să dar nu mai alergi, mai tragi la asta. Și mi-a luat un mușchi intercostal și nu mai puteam să respir, frate, când plecam pe traseu, nu mai puteam să alerg, mă tăia. S-a ocupat bine. Bravo, o joacă cu domnul. Ce și tot el a supărat, bă, n-am câștigat imunitatea din cauza ta până alergi. Nu mă, n-am câștigat din cauza ta că m-ai accidentat. Cum vezi lupta ta cu Cornel? Cum crezi că va fi? Din păcate nu am... Bă, nu ai un plan făcut? Eu nu l-am văzut niciodată pe el făcând ceva în direcția asta și n-am cum să văd adică doar să-mi imaginez, așa că un exercițiu să-mi imaginez. Să știi că e o idee bună, da, dar mă rog, cât a trecut de atunci? Dar găsești de și mie. 20 de ani, cât a... Da, mă rog. 2005. Poate ai relații la ProTV. În care videotefe. Aproape 20 de ani. Da, e cu, da, dar a fost pe regulă de box. Adică și eu am fost la Stele Verzi în 2005, am făcut un meci demonstrativ cu Doroftei. Cu Doroftei? Cu Leonardo. Doroftei a fost în juriu. Când am lui, la tot în 2005. Deci cum văd meciul? Tocmai de asta zic, în orb așa, adică eu mă ocup... N-ai completat nimic cu coala albă. Eu mă ocup să fiu pregătit și pe BJJ, adică la sol, să fiu pregătit și pe sus și... Îl vezi pe Cornel ce-a venit, a venit. Îl vezi pe Cornel să încerce să ducă lupta la sol? Nu, nu văd fac de asta, pentru că eu am făcut înainte de a fi anunțat meciul vreo 3 luni în total de BJJ și abia după astea 3 luni am început să înțeleg cum funcționează lupta la sol. Am început să înțeleg prizele. Și mă gândesc că el nu se apucă acum cu 3 luni înainte de meci să facă doar BJJ. Ca să, da. Adică eu dacă aș fi în locul lui, aș insista pe lupta din picioare, dacă îi prindă lui vreun pumn, aia să fie, știi? Asta înseamnă că planul tău va fi să-l duci jos. Nu neapărat. I-am propus asta antrenorului și mi-a zis, bă, eu n-aș vrea neapărat asta. Dacă se întâmplă să ajunge jos, ești clar avantajat. Dar eu aș vrea să folosești lupta în picioare și sincer să-mi place ideea asta. Mai ales pentru că eu la BJJ... Se vede pe fața ta. Da, deja am urme. Eu la jiu-jitsu, cumva mi-e natural, îmi vine să fiu bottom, adică tot timpul stau jos și aștept eu, ceea ce nu vrei să faci la... Da, nu, la MMA, la MMA nu prea da, faci. Da, la mie tot timpul poți natural îmi vine să stau spate, jos. Dar de acolo trebuie să inversezi sau să finalizezi. Nu, e periculos să stai pe spate. E periculos, te aperi acolo doar dacă ajungi, în caz de ajungi. Și e normal ca începător de BJJ să ai un stil mai defensiv, pentru că faci cu... sportivi mult mai avansați ca tine și atunci automat lucrezi defensiv. Acolo sunt eu acum și am învățat să lucrez defensiv, dar nu mă ajută deloc în MMA. Într-un meci de MMA, da, clar. Da. Cornel, lupta ta cum o vezi cu Vladimir? Eu așa îmi studiez de obicei adversarul, mi-ar plăcea să văd, întâi, nu l-am văzut niciodată lupta la sol. Întâi te întreb dacă se duce la puncte sau o vezi înainte de limită. Nu-l văd înainte de limită. Cred că o să vrea să câștige la puncte. Mănușile sunt foarte mici și bătaie foarte dură. Foarte țin să vă avertizez că mănușile sunt orice de lovitură intrată în plin de oricare parte produce poate damage, da. Sau chiar să fie... poate să decidă meciul. O lovitură bine intrată. Da. Și din partea am, chiar dacă eu sunt mai mic și pare că am brațul un pic mai mare, dacă mă bine la circumferință, tot undeva la 40-42 are și el. Așa că forța de lovire nu ține neapărat de mărimea brațului, contează foarte mult tehnica și viteza cu care vine și zona în care lovește. Adică, până la urmă, dacă ai lovit bine în barbă, cade. Nu? Dacă și-a ținut bine în barbă, nu cade. Deci, e o loterie, nu se știe până la urmă. Important e să fii atent la tot ce se întâmplă. Trebuie să mă antrenez în toate stilurile, pentru că sunt trei stiluri diferite, am înțeles. E BJJ-ul, e kickbox-ul și Muay Thai, dacă nu mă înșel. Lupte. Wrestling. Ok. În toate trei direcții trebuie să mă duc să învăț cât pot să învăț în astea trei luni. Trebuie să fiu foarte consecvent, trebuie să fiu foarte aplicat în tot. Trebuie să fiu foarte atent la accidente. Nu știu dacă Vladimir știe, dar alții o spune acum. Zisem eu, credeam că nu mai jucăm, că nu ne mai luptăm noi doi, pentru că zisem că te-ai accidentat chiar la începutul pregătirii. Da, am făcut greșeala să merg la un antrenament. Bine, eu vin din sportul anaerob, clar. Am făcut fitness, nu am făcut sportul de contact. Faza e că am venit din zona asta, nepregătit total, am făcut un sparring.
eram foarte deshidratat, că am avut o noapte grea cu șpriț, cu nebunile mele, că a fost ziua fiului meu. Și pe fond de oboseală și probabil o accidentare mai veche a unui tendon de la biceps, mi-a legat mâna pe adversar, s-a dus în hiperextensie și a bubuit o fâșie din bicepsul. Îl văd, se vede. Se vede, da, s-a dus un. Nu, ia întinde mâna. Nu, întinde la, uite, vezi că are o linie acolo? Aici. Pe care nu are dincolo. Și te mai doare acum, Cornel? Nu mă doare absolut nimic, după cum vezi, am asta, dar trebuie să am răbdare, că sunt vreo două săptămâni de cicatrizare. De refacere, trebuie da. Să cicatrizeze pe tendonul respectiv și musculatura acolo, pentru că dacă nu o lasă în pace, se va întâmpla doar. Se va rupe de tot și ajungi la operație. Tendonul ăsta se rupe foarte greu, tendonul da. Mare al. Trebuie să pui greutate pe el, trebuie al să bicepsului brachial cu totul. Maxim. Dar aia e stânga, tu ești dreptat sau stângaci? Dreptat sunt. Tu ești stângaci, nu? Da. Ideea este în felul următor. Trebuie mare grijă, mie nu mi-e frică de meciul în sine, cât mi-e frică de antrenamente. Da. Acolo se pot întâmpla multe lucruri. Am înțeles că și tu la un moment dat te-ai accidentat, nu știu unde, și la ce, că n-ai zis că ai făcut o pauză. Adică tu care ai făcut tot timpul ai ceva, nu există să fii tot timpul. Eu m-am accidentat la fotbal, de exemplu. De multe ori am intrat și accidentat în multe lupte de ale mele și alea n-ai ce să faci. Da, ideea e că nu mă afectează foarte mult, poate scade un 10-20% din puterea brațului stâng de lovire. Care oricum nu e cel mai puternic la tine. Că tu ești drept. Drept. Bine că a fost stângul și nu drept. Da. Sunt, că toată ghinionul te lupește. Nu era de stâng că 14 are... de un an de zile, mi-a mai dat și în bicep. Ce părere are soția ta, Cornel, că intri în acest meci? Va veni să te susțină în gală? Sincer, nu prea a convenit că am acceptat lupta. Pentru că ai o vârstă, nu cred că mai e cazul. Dar pentru experiența vieții mele, îmi doresc acest gen de experiență. Vreau să las să trăiesc cât mai multe lucruri de genul ăsta. Pare un sport extrem, cred că este un pic extrem, pentru că totuși îți asumi niște riscuri. De exemplu, nici n-am început bine lupta și deja m-am riscat o accidentare. În timpul meciului se pot întâmpla multe alte lucruri, adică trebuie să fim conștienți că loviturile ambelor participanți pot fi, pot lăsa urmări grave, adică lovești și nu se știe ce se întâmplă. Și poți să te accidentezi, poți să-ți rupi un număr, un braț, mai ales în jiu-jitsu, poți să-mi scoată mâna, cotul, eu știu, glezna. Asta dacă nu renunți la timp, bagi, sau nu intervine arbitru. Dacă nu intervine, da, da. Noi avem o rubrică, i-ați văzut pe cei participanți, am mai făcut încă un meci aseară dintre Marinescu și Justițianul de Berceni. Nu este la pariuri, vom face o simulare de pariuri, cam pe cine ați parea voi din gală, pentru că sunt curioși și cei care ne privesc și noi totodată voi, pe cine voi ați parea voi. De la conferința pentru că i-ați văzut presă, la conferință. Da, și din colțul albastru și colțul roșu, le reamintesc celor de acasă că pe site-ul oficial lasvegas.ro vă puteți autentifica sau vă puteți crea cont dacă nu aveți. Și până la gala din 1 noiembrie aveți ocazia să pariați pe favoriții dumneavoastră. Acum noi simulăm cu Vladimir și Cornel cum că ar avea o sumă de bani și pe cine pariază și na, pe cine susțineți. Da? Eu o să vă citesc inclusiv cotele. Primul meci este dintre George Zanoagă și Iancu Sterpu. George cu o cotă de 1,85 și Iancu cu o cotă de 1,75. Cornel, pentru cine ai paria? Care eu n-am să ascund, uite, că după aia zice... O să spun eu Nuța Tădiresei că sunt mincinos. Eu în prima fază, până să vorbesc cu un expert, am mers pe, nu-l cunoșteam pe George. Pe George. Mm-hmm. Și am zis că mi se pare favorit Iancu Sterpu. Deci pariul meu ar fi fost pe Iancu Sterpu. Acum că știu datele, dar nu. Țin pariul cum ar veni. Da. Eu zic că o să câștige Iancu Sterpu. Am văzut și pe George, e foarte bun, meciul e strâns. Strâns, da. Și loviturile lor la aparat au fost identice la ambele lovituri. A fost chiar da, o să merg maxim, pe, o să merg pe Iancu. O să merg pe Iancu, deși... Mi-ar plăcea să câștige George, dar acum nu... Mergi pe Iancu. Mergi pe Iancu. Deci, practic. El ceva vrea să câștige George de ceva, dar se gândește la banii lui Iancu. Da. Trebuie să fii în fecioară, tot timpul fac calcule. Pe cine pariezi? Vladimir. Eu l-am văzut luptându-se pe Iancu, Sterp, în BJJ, a venit la sală la noi. Mi-a plăcut foarte mult atunci, am fost impresionat. Dar am înțeles de la ceva care se pricepe, de la ceva care oricum... De la Ștefan, nu Floraica. Da. A mai greșit de vreo două ori. A zis că o să câștigi unul și câștig și a câștigat celălalt. Bine... Dar totuși mă iau a treia oară, mă iau și a treia oară după el și o să pun pe Zanoagă. Pui pe George. Da, am înțeles că e foarte bun. Nu l-am văzut luptându-se, de asta
La gala la care ai fost tu s-a luptat. Am plecat de vreme că trebuia să pul copilul. Nu l-am, n-am apucat să-l văd. Dar mi-a zis că, bă, e foarte bun, e foarte bun și are cele mai multe șanse. Așa că o să merg pe... Deci avem un cu Iancu și cu Bun. Da. Mergem mai departe, trecem și la meciul de fete, fete pe care voi le-ați văzut la conferință, dintre Denisa Despa și Alexandra Cărare. Au poze, n-au poze. Denisa Despa era în partea mea dreaptă cum priveam scena și Alexandra în partea... Alexandra era lângă mine. Da. Da, bun. Denisa era lângă tine. Hai că să spun eu, merg pe Denisa pentru că am zis că cealaltă nu s-a bătut niciodată, nu știe nimic. Mm, așa că... Denisa a mai luptat. Iar Denisa mai luptându-se... Da. Pentru frumusețea pariului merg invers. Nu, mă, n-ai cum, stai să zic, e ca, atunci, eu mergeam, am făcut un nou de performanță și mai mergeam la piscina astea în aer liber unde erau băieți și mamă, hai că nu există, dacă cineva a făcut sportul ăla, dacă a mai făcut asta și vine unul, oricât de, n-ai, nu te poți spune cu antrenamentul, cu, da, bine, cu experiența, okay, că am mai intrat odată acolo. Câștiga la frumusețe. Cine? Alexandru. Bine, mergeam mai departe. Bun. Cel de-al treilea meci dintre, îl știți, Robi Mund, da, care este acum antrenorul luptător și el, și Ovidiu Neveu. O cotă de 1.50 Robi, o cotă de 2.25 Ovidiu. Ce spui, Cornel? Băi, mi-a plăcut foarte mult de Robi. Robi asta este, lângă tine. Da, asta lângă mine. Este un tip foarte calculat, așezat, ponderat, cu mult bun simț. Se vede că respectă sportul ăsta. Și plac mai mult, îi place mai mult lupta decât vorbele. Și zic că sigur. O să tăvărească. Se bat pe brațe. Doar pe brațe. Deși Robi Mund este foarte bun pe BJJ, este centură neagră. Da, dar dacă l-am văzut de calculat și de așezat, mi-e greu să cred că poate să-i facă față. Ok, Robi. Bună precizarea că se bat pe brațe. Nu știu suficient de multe despre luptele astea încât să știu cât de important este să iei cuiva stilul, adică dacă el e foarte bun pe BJJ, cât de bun este. Practic de la zero. El a mai făcut, adică are și două meciuri de MMA, dar în trecut. Nu. No, la noi la dans. Este de mică diferența de cum se numește aia care crește și cota. Cota, da. Mie mi se pare că toată lumea... Așa și Neveu. Gândește că și Neveu mai are trei meciuri. A, tu pui meciurile astea ca fiind meciuri oficiale. Mă gândeam că celălalt are meciuri oficiale. Păi are meciuri oficiale. Robi Mund, având în vedere că acum e antrenor. Două cu mulți ani în urmă. El are 48 de ani. Acum e antrenorul lui Iancu, practic. Nu, ai vorbit totuși de un profesionist. Și mai e încă unul. Care se bate cu Iancu un băiat care a mai luat bătaie de la toată lumea. Pe un stil diferit. Ascultă-mă puțin. Dacă Iancu l-a bătut pe Neveu. Dacă băiatul ăsta Neveu, măcar dacă dezvolt, adică dacă l-aș fi bătut pe cineva, zic, bă, uite, ăsta l-a bătut pe Bobicioiu. A, bătut pe cineva? Da. A, Bobicioiu care a luat-o de la Marinescu. Da. A, deci a bătut pe cineva care a luat bătaie de la tatăl meu? Se pare atât de la slăbicionilor, așa. Bine, mă, nu, merg cu profesionistul. Mergi cu... A, deci a luat bătaie, adică... Nu, mi-a plăcut ce a spus în gală Iancu și a spus, băi, tu ești inconștient. Asta e antrenorul meu. Gândește că eu te-am bătut. Care... Da, dar o secundă, e o diferență destul de mare, da, și de vârstă și am pe înțeles regulile că, pe care și regulamentul. Și regulamentul. Și am înțeles că ar mai fi o accidentare acolo, care s-ar putea să cântărească și ea. Se vorbea despre o accidentare. Da, a spus că are o hernie lombară și eu o am. Toată lumea o am. A, da, dacă nu ești luptător. Toată lumea o avem. Okay. Nu, merg pe profesionist. Deci rămânem la Robi Mund de ambele părți. Bun. Și cel de-al cincelea meci, dar nu ultimul, aș putea să spun decât acum la rubrica de pariere, pentru că nu s-a făcut cea de-a doua conferință încât să vedem toate 10 meciurile, este dintre Dorian Popovici și Machiavelli. Machiavelli a fost spumos, în partea ta, Vladimir. Spumos, nu? Cu ghilimele de rigoare, pentru că a fost un dialog... Rar am văzut așa. Chiar mă uitam spre Vladimir la un dat cu ceva așa, mă uitam... Băi, frate, e bine ce se întâmplă. Ok, pentru audiență înțeleg stilul ăsta și pe alocuri mi s-a părut chiar amuzant, pe alocuri mi s-a părut foarte vulgar, un pic peste limită, adică... Da. Pe cine mergi? Cred... 1.50 Dorian, 2.25. Spune mai multe date despre Machiavelli, că nu știu. Machiavelli e tiktoker, a făcut ceva box, a cochetat cu boxul. A cochetat cu boxul câți ani? Un an, doi, trei? Dorian Popovici, fitness, din ce știu eu, nu le știu background-ul total. Mi-era teamă că Machiavelli s-ar putea să fie, că are
o lejeritate de a se exprima verbală și un vocabular extrem de colorat, dar are și o anumită siguranță. Mă gândesc că nu vorbește gura fără el așa. Cred că se bazează el pe ceva acolo. De regulă, în RXF, cei care au fost cei mai vocali au luat bătaie. Au fost mici. Au mâncat bătaie. Da. Bine, acum nu acum poate că eu, ne contrazice, da. Nu înseamnă că e o regulă că am mai avut și vorbăreți care au făcut. Dragoș s-a mai bătut, a mai făcut. Dorian, pardon, Dragoș, scuze. El e youtuber, nu știu ce face. Și-a dorit să intre în cușcă. Fitness, culturist, și-a dorit să intre în cușcă. Nu știu dacă s-a mai luat, nu știu dacă are background în sporturi de contact. Are acelea disul ca mine, dacă vine de la un sport. Mamă, că stă să analizeze fiecare detalii. Da, da, da. Și care e faza asta dacă a făcut box? După cum a stat și la face. Da, mi s-a părut că are o, ascunde cumva acolo o alură de boxer și s-ar putea să producă o surpriză. Acum contează cât de mult se antrenează. Eu fiecare... o să merg o să merg totuși pe Dorian. Pe Dorian. Vladimir. Când am făcut poze data trecută când am fost aici, l-am întrebat dacă are background și mi-a zis că a făcut niște box. S-ar putea ca boxul pe care l-a făcut chiar și acum 5-6-10 ani să conteze pe foarte mult în fața cuiva care n-a mai făcut nimic. Așa că eu o să merg pe Machiavelli. Machiavelli, așa chiar așa zice. Așa zice el. Da, o să merg pe el, mai ales că trebuie să recunosc, neavând nicio problemă cu celălalt băiat, era de mega bun simț, dar ăsta chiar avea niște glume, unele dintre ele chiar reușite. Adică m-a făcut să râd de multe ori. Da. Și pe noi. Adică e foarte spumos băiatul, e clar, foarte sharp și am înțeles că are și niște background de box, așa că... Bun. O să merg. Meciul vă pregătim la mare și la meciul vostru pe cine pariați? Eu aș paria pe mine. Păi, și eu aș paria pe el, dar nu pot. Paria pe mine. Hai să te rămân. Deci voi aveți o cotă, tu ai Cornel de 1.90, tu ai de 1.70, Vladimir. Ai mică diferență. Deci favorit tu, e mică, da, mică diferență. Da, mică diferență. Okay. Cornel, ai onoarea. Prima. Hai de cap, de când am mai dat asta, am dat la Brăila și mi-am rupt mâna. La noi, la Brăila, la tanti, la el Brăila. Cornel dă primul că e colțul albastru. Și pleci de la minus. Pasta a rupt-o, vrei să rup și pasta. Hai nea, Cornel. Hai nea, Cornel. Băi, primul nu știu cum să dau. Cu pumnul. Păi cu pumnul. Croșo, te pui în lateral și dai croșo. Dă-i ca pe Târgu Ocna, Cornele. Nu pot, frate, pe Târgu Ocna, nu știu. Dă-i ca la sala palatului. Noi venim eu de pe timpul Ceaușescu, dar nu știu ce e Târgu Ocna. Asta este Cerenger. În ce am, Vladimir? Mamă, dacă pui o poză aici... Vladimir, auzi, ce am, Vladimir, în ce am, Cornel? Dar ai zis că vii după timpul lui Ceaușescu. Din 1973, îți dai seama, am prins. Cornel, ce rebel scrie pe el. Am prins cravata roșie. Dă-i. Auzi ce ți-a zis. Și caretul de utecis, dar nu l-am ridicat niciodată. La cutremurul de 7-7 s-au agățat de ce rebel. Bă, nu știu cum să dau. Încercăm, vedem ce-o ieși, că n-am nici mai bagă idee. Să mă feresc să nu mă... Bun. Trebuie să-i dai mai pe mijloc, da? Mai pe mijloc. Ah. Ai șters-o puțin. Mai ai dreptul la o lovitură. Ah, da, ai da, două? Da, două lovituri. Tocmai din cauza asta, dacă și se ia media sau cum se ia cel mai sus? Dacă dai prost pe prima. Bine, la Iancu și George n-avem ce medie să luăm că au fost identici. Ca dat, e incredibil. Îți dai seama, patru lovituri la aparat, 9-9. Maxim, deci, te înscrii în rândul cel mai bun acolo, în tabelul. Știi să dau fix în centru aici. Pe centru, da. Hai, Cornel. Nu știu mă să dau, ce vreau. Hai, dă-i. Uite, păi uite ce stă măsoară acum Vladimir de împic. Asta a prins-o mai bine, cred. Da, stați mai sus, nu? Da, cam cu 40 de unități, cred. Mie mi-ar veni să dau directă, nu știu. Mamă, și uite, Vladimir, e mai puternic croșeul, că e circulară. Dar cumva arici să nu-l dai pe cel, nu, să nu se ducă, știi? Da, nu știu, dacă lovesc corect, să te zic că bine. Hai să vedem pe Vladimir Stângaciu. Ce fel e să văd invers omul când dă... Asta e una din... A, e moale, mă așteptam să fie mai tare. E mingea puțin mai mică, Vladimir. Hai că pe asta o dau. A fost una mai mare aici, la aparat, a fost schimbată. Am dat-o de încercare. Și-a luat daună mingea veche și a trebuit să o schimbe, colegi. Merge? Merge. A sărit de 800. Se duce. Hai că e mic. Bun. Hai că am dat, m-am încălzit, stai mai așa de 2-3. 875. Păi trebuie să mai veniți la emisiune atunci, nu? Venim. Bun.
Pentru că emisiunea noastră se apropie de final, o să facem mulțumirile cuvenite. Mai avem puțin. Dar vreau să-i mai informez puțin pe cei care ne urmăresc, pentru că deseori se face o confuzie. Am spus și în emisiunile trecute, mulți ne întreabă când se bate Vladimir cu Cornel după ce a fost conferință, tot anunțat, da? Până și faci mulțumirile, eu zic așa, un ultim mesaj din această primă emisiune alături de adversarul tău, Vladimir Drăchia, ce ai să-i transmiți? Un face-off verbal. Băi, să-și minte, mai luat prin surprindere. Chiar nu știu ce să-i transmit. Lui! Să aibă grijă de accidentări. Că asta e cel mai important până la urmă. Să putem să ținem meciul. Să nu faci ce am făcut eu. Și, na, ce să zic? Este prin din urmă. Trebuie să fiu foarte, foarte aplicat. Pentru că, uite, am luat deja startul prost. Nu te lua acum, Cornel, au fost oameni care au dat puțin la aparat și mesaj, au dat da, să nu se culce pe ureche că... Că ai o vârstă. Că am o vârstă sau că... Nu, îmi place bătaia, cum a spus și el, că îi place. Nu dau înapoi. O să fie o aventură frumoasă. Vladimir, ce ai să-i transmiți lui Cornel? Să știi că nu o să mă culc pe ureche, mă antrenez, mă antrenez în primul rând pentru mine, nu pentru meci cu tine și mă antrenez atât de bine și de mult încât, repet, scopul meu nu este să te bat pe tine, ci să ajung eu foarte bun și să ajung chiar cel mai bun din gala asta. Din gala asta. Da, eu nu știu dacă pot să-mi fac un target așa, că mi-aș dori o centură, pentru că chiar nu-mi doresc, sunt conștient că totuși am o vârstă și nu... N-aș merge chiar în direcția asta. Este practic o aventură și o dorința mea să am un meci. Mă bucur că n-am cu tine și că am un adversar de calitate, atât culturală cât și sportivă. Cu cerebel n-ar fi fost o plăcere să discut, dar aș fost și o plăcere să-mi bat. Eu cred că pe insomnul verbal era pe spate cineva. O să vorbesc cu cerebel, să măcar să-l reprezint cumva. Omul e pornit pe direcție. Pe asta am zis, la Cornel a fost pe insomnul verbal pentru el, pentru Anel. Tu îți dai seama câți ani au trecut și el încă nu a uitat. Eu am uitat tot ce s-a întâmplat. Dar credem că nici tu n-ai fi uitat. Dacă cineva îți vorbea în felul ăla... Știi cum am scăpat de el? I-am spus așa, toate înjurăturile și mizerile care mi le spui tu aici și ne filmează și ne vede o țară întreagă, familie, așa, așa, așa. Că toți avem frați, părinți, văd prieteni, să uită, suferă, zice, uite-mă ce zice la un copil meu, uite-mă ce urât face ăsta, uite, de ce îi spune asta? Deci, și zic, bă, dacă încolo orice înjurătură care mi-o adresez mie, eu redirecționez spre mama și tatăl tău care te-au născut, care te-au adus pe lumea asta, care probabil te-au educat, dar tu n-ai ascultat, pentru că nu... Frate, ce bine am eu că ai venit tu mârlan, mitocan, bădăran, să spui toate mizerile astea și pe un post TV. Așa, și să mi te adresezi în felul ăsta. Când putea să spună, să fie la fel de tăios, cu niște cuvinte bine alese, care să spună același lucru, dar fără înjurături. Dar poate fără... unii oameni sunt mai vulcanici. Nu e vorba de vulcanic, e depinde de cum îți alegi... Băi, foamea e grea și când suferim de foame, ne transformăm. Strigă calitatea personajului. E greu, nu se poate. Acolo, într-adevăr, am trăit în niște condiții extreme. Și doar așa am scăpat de el, crede-mă. Dar culmea care a fost? Că Cornel cu Cerebel fac o mică paranteză. Că a stat o noapte întreagă în mijlocul mării. Ei au fost... Păi l-au bătut și fetele, ca să înțelegi. Ei au fost prieteni în hotel, au băut în prima, au băut, i-au pus din prima în aceeași cameră. Și cum am intrat în concurs, noi eram pe insula Paradisului și au apărut camerele, au început să se certe. Nu. Hai să spun eu cum a fost exact. Păi erați când prieteni până atunci. Da, băi, se mai înregistrează? Am băut, dacă e interesantă povestea. Felicia asta tocmai îmi dădea mulțumirile. Este foarte interesant. Noaptea de dinainte am stat la hotel, eu cu el în cameră. Am cumpărat o sticlă de rom, multă cola, în fine, bla, scuze pentru reclama. Mai bine mai cumpărați una și gata, mă, vom plecați. Stai liniștit, am mers și pe barcă, am băut și acolo, ne-am distrat, nu știu ce, că am fost cu un catamaran foarte frumos, nu știu ce. Ajungem pe insula Paradisului, insula noastră. Cerebel o zbughește ca nebunul prin vilă, de nebun, să vadă el tot, curios, nu știu ce. Noi ceilalți cu echipirea am rămas în urmă. Vine pe reporterița de platou, cum ar veni, de teren acolo unde era, și ne spune, vedeți că aveți o sticlă aici, citiți-o urgent. Noi eram toți acolo, nebunul era prin casă undeva. L-am strigat să vină, n-a venit. Că nu ne auzea, era pe un băi, pe un și pe unde. Cert este că, fiind un mesaj urgent, a trebuit să-l deschidem, să-l citească. Greșeala a fost că eu l-am citit.
Eu doar atât am făcut, doar am scos mesajul și l-am citit. Echipa cu toată lumea de față a votat. Era vorba de faptul că treia cineva să ajungem pe cineva dintre noi să meargă să vadă cealaltă exact. Două insule. Ce memorie are! Și în momentul ăla am zis, bă, cine vrea să facă asta? A fost așa o discuție ad hoc de moment și pe urgență, că ne obliga reporterița, nu noi. Da? Și hai, alegeți-le pe cineva. Și Silvia Lăuneanu a spus, eu mă duc. S-a oferit voluntar și dacă nu nimic împotrivă, ok, du-te. Seara, domnul Cerebel a luat ceva la borsă, nu știu ce dracu a făcut. Bă, frate, stăteam cu Ionuț, cu Silvia, cu Ramona, toți frumos pe treasa, nu știți? Și vine, parcă îl văd așa, cum vine pe extremă stânga. Și începe cu un jurător. Băga mea, bă, prima oară am crezut că... nu-mi venea să cred, adică am rămas șocat, am avut un șoc în primele 5 minute, n-am fost în stare să spun nimic decât să ascult în jurături. Și nu știam cum să reacționez. Silvia mi-a și zis, bă, curând, în prima fază când am văzut că nu spui nimic, ia uite ce bărbat matur, cum se abține, nu zice nimic, bravo, mă, e deștept, frate. Bă, și la un moment dat când am văzut că nu se mai oprește, îmi venea să sar peste mesera, să rup cu bătaia. Faza e că aveam în contract semnat o clauză care spunea clar că dacă ne bate, te îți plătesc 100.000 de euro. Și nu puteam să-l bat. Și îmi doream să și rămân în concurs, pentru că îmi plăcea foarte mult formatul concursului. Și de acolo a început tortura lui Cerebel, două săptămâni m-a făcut că sunt slab, că nu pot, că nu știu ce, că nu știu ce. Bă, frate, și s-a dovedit că până la urmă eu am câștigat imunitatea. Din cauza lui, că a fost proști și a creat atmosferă proastă în echipă, am ajuns pe insula condamnaților. După ce a plecat el, imediat am recucerit insula Paradisului, am desfințat echipa galbenă, aveam la un dat ambele brățări și de capitan și de imunitate la mână. Hai să trecem la mulțumit. Asta a fost de mult. Hai să trecem la mulțumit. Acestea fiind spuse, mulțumim Vladimir pentru prezență, mulțumim Cornel Păsat, noi vă dorim mult succes în cușcă și în pregătirea voastră pentru acest meci, sunt convinsă că veți face și-o în cușcă, ceea ce își doresc și cei care ne urmăresc și pentru a elucida misterul, sper această părticică să o știți, să o pun și pe TikTok, și pe YouTube, și pe canalul meu personal, și pe Instagram. Pe data de 20 este gala de slep, gala ce va putea fi urmărită live și gratuit pe canalul de YouTube RXF. Pe 1 noiembrie această mare gală, în care inclusiv invitații noștri vor lupta, va fi pe 1 noiembrie. Și gala aceasta mare oficială, ca toate celelalte oficiale, ea cu numărul 45, va putea fi urmărită doar pe site-ul oficial www.rxf.ro în sistem pay-per-view, cu prețul unui bilet de 10 euro. Iar prima gală cu public va avea loc pe 11 decembrie la sala... la Circul Metropolitan, mă iertați, în București. Pentru acea gală din 11 decembrie, biletele pot fi cumpărate de pe enterpix.ro. Prima gală cu public de Fighter All Stars. Ți s-a stricat prompterul, colega? Mă uitam după prompter, fata n-are prompter, ești nebun. N-are prompter, eram sigur că are prompter. A zis tot, toate lucrurile astea le-a zis din memorie. Și mai am, Vladimir, dar să nu vă plictisesc. Vorbesc să-și chiar căutam, zic, bă, unde citește, bă, n-am văzut. Am mai avut un invitat, să știi, și făcea așa, dar credea că e n-am să pornit, da, bam, bam. Vedeam geografic, circul metropu. Bă, unde te duci? A vizualizat. Da, București, da. Dar să zic că cel de pe 1 noiembrie va fi la sala Polivalentă. Bun. Noi vă dorim o seară incendiară tuturor și celor de acasă și le mulțumim pentru fidelitatea de care dau dovadă. Da, mai am un mesaj pentru Vladimir. Să dați subscribe și să mă invit și mine pe mine la prima ta luptă în BJJ. Vreau să te văd și eu, măcar, da? Cred că o să particip la concursul ăsta de peste o săptămână, două. Tu știi că e un concurs la București. La București. Da, m-am înscris. Foarte tare! Mulțumim încă o dată, vă dorim seara liniștită și nu uitați să dați subscribe și clopoțel. Eu la Vinea Târzian împreună cu Preamărit. Și așa rămâne. Eu nu sunt tot direct gazdele emisiunii Fight Club. Vă dăm întâlnire în fiecare zi de marți și joi pe canalul de YouTube RXF de la 19.30. Seară minunată! Salutare, sunt Ionuț Pitbull al Todiresei și te invit în fiecare marți și joi de la ora 19.30 pe canalul de YouTube RXF să urmărești emisiunea Fight Club alături de mine și de colega mea Lavinia Mihela Târzianu și alături de cei mai tari invitați.